Arhitecții băcăuani și nu numai se pot înscrie la competiția în urma căreia se va decide cum va arăta noua primărie din Bacău. La concursul de idei, Primăria Municipiului Bacău se pot înscrie cu proiecte doar arhitecți, membri ai Ordinului Arhitecților din România. Aceștia se pot înscrie la concursul de idei, Primăria Municipiului Bacău cu proiecte aferente până pe 24 martie 2014, ora 16, și trebuie să știe că noul sediu al Primăriei Bacău va avea 6 etaje și va beneficia de o parcare subterană cu două niveluri. Unul va fi destinat cetățenilor, iar unul angajaților instituției. De asemenea, clădirea va avea două lifturi, iar o atenție deosebită va fi acordată spațiilor interioare comune, astfel încât băcăuanii să se simtă bine primiți și să poată intra cu ușurință în contact cu funcționarii primăriei. Terenul propus pentru sediu, în suprafață de 2183,43 de metri pătrați, este în prezent o parcare publică pentru circa 50 de autoturisme. Un concurs de arhitectură pentru noua primărie a municipiului Bacău. Sperăm să avem o soluție cât mai aproape de soluțiile tehnice și o soluție cât mai bună și mai frumoasă pentru acest edificiu atât de important. Arhitecții interesați pot consulta site-ul Primăriei Municipiului Bacău, www.primariabacau.ro, la secțiunea Concursuri în derulare, pentru informații suplimentare. Jurizarea concursului de idei Primăria Municipiului Bacău se va efectua pe 28 martie, pentru ca pe 31 martie să fie anunțat câștigătorul competiției. Acesta va intra în posesia unui premiu în valoare de 10.000 de lei și își va putea adăuga în portofoliu proiectul pentru noul sediu al Primăriei Bacău.